Numai urc la tribună, domnule academician și drag prieten, doamnă Diana, în al preasfinția voastră, mitropolit al Banatului, înțelegeam, domnilor, doamnelor, cuvinte s-au rostit atâtea și foarte importante pentru sărbătoritul nostru. Aș vrea două cuvinte înainte să vă propun un moment altfel, să vă spun, reținute dintr-o carte intitulată Morala unei vieți câștigate al colegului meu Sfântul, pe care am fost față în față cumva odată, și extrăgând de acolo câteva cuvinte care le-am transformat într-un motto care îl spun de multe ori acolo unde mă întâlnesc cu lume bună, cum de exemplu aici, în aula. Zice, câtă luciditate, atâta sfințenie, câtă sfințenie, atâta putere, câtă putere, atâta credință, iar câtă credință, atâta omenie. Dumneavoastră aveți însușirile astea, în general, toate și vă mulțumesc. Singurii mohicani care mai există la ora asta în Banat și mai cântă românește și frumos. Și coleg și prieten foarte bun, acordeonistul în ansamblu profesionist Banatul, de fapt toți fac parte din ansamblul Banatul, în timpul care să avem acum un moment de suflet așa la întâlnirea asta excepțională care o să o pot că este astăzi împlinirea a 75 de ani de viață. Eu zic 100, 20, cam atâta suntem setați dacă vom ajunge până acolo. Să vă dea Dumnezeu de aici încolo.
glas frumos am să vă spus. Un pas frumos cum altul nu e. Odată un poet nebun se îndrăgostise de o statuie. Și așa în fiecare seară, când apărea pe boltă lumea, el se ducea la ea să-i ceară o vorbă dulce, numai una. Dar ea îl desfida și rece, privea în zare nemișcat. Nu se dura nici cum să-și plece spre el privirea niciodată. Și-a plâns așa mereu poetul, cântându-și cântecul de și s-a trecut așa cu încetul mormântului, ia colombare. El odihnește sub o stâncă, pe ea sunt două vorbe scrise. În viață, îndrăgostit de o statuie, mai rece ca un sloi de gheață, dar mai frumoasă alta nu e. Poeta a fost departe aș vrea de aici să vin, în alte țări să vin.
seama că nu putem. Să trăiască la mulți ani.
cetățean, sunt onorat de prezența domnilor lor și încă o dată vă mulțumesc tuturor. Și nu vreau să uit un lucru pe care cred că este scuzat, sunt scuzat de acest moment, să-l aduc în memoria noastră și tot ce simțim noi pentru colegul din Serbia, Costa Roșu, care din niște motive de ușoară nesănătate nu e prezent, de aceea îi rog pe colaboratorii de la Zrenjanin, de la Becicrecu Mare, să-i transmită, iar maestrului, pictorului, mulțumiri deosebite. Vă mulțumesc încă o dată, poftiți la paharul de sănătate.